Vacanța de iarnă a început pe 20 decembrie 2014, înaintea Crăciunului, și s-a încheiat duminică 4 ianuarie 2015, iar cea intersemestrială va fi între 31 ianuarie și 8 februarie 2015. Semestrul al doilea va începe pe 9 februarie și va fi întrerupt de vacanța de primăvară programată între 11 și 19 aprilie. Cursurile se vor relua în 20 aprilie, iar anul școlar urmează să se încheie la 19 iunie. Vacanța de vară de dinaintea anului școlar 2015-2016 va fi între 20 iunie și 13 septembrie. Săptămâna 6-10 aprilie din semestrul al doilea va fi dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare în cadrul programului Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun. Tezele din semestrul al doilea al anului școlar 2014-2015 se susțin de regulă până la 22 mai 2015. Conform structurii anului școlar curent, cursurile claselor terminale se încheie în 29 mai, iar pentru clasa 8-a, școala se va încheia pe 12 iunie 2015.